găsit într-un nou episod Future Minds. Ei bine, de data asta am lângă mine un prieten vechi din copilărie, un DJ, DJ-ul Mister, lui Mr. Mister Gheboasă. corect? Și mai cine? Trebuie să, mă, trebuie să mă corecteze el, dar înainte de asta și înainte de a vă povesti, trebuie să vi-l prezint. L-am alături de mine pe Dulcă. Bună seara, bună ziua și la orice oră la care ne auziți o să aveți parte de... Un pic de mesaj, un pic de râs, și ce înseamnă. Îți mulțumesc din suflet pentru invitația, Andrada. Cu drag, eu îți mulțumesc. Noi ne cunoaștem de foarte mulți ani și eu am văzut o evoluție foarte mare în tine de-a lungul timpului și mă bucură mult. Treaba asta chiar sunt mândră de tine. Mulțumesc, primesc cu drag. Uh, fiindcă te-am prezentat Dulcă, trebuie să-mi și spui de unde Dulcă? Păi, uh, pe numele meu eu sunt Dulceață, Daniel. Acest, uh, Dulceață. Și Dulcă a venit undeva până în clasa a șasea, a ceva de genul. Și a venit după ce mă striga pe Antonio, pe stradă, Antonio ce n-a avut tovară și al meu zis tiganu, mă striga pe stradă, dulceață, și se vedea gay, se vedea prost. Și a zis, bă, trebuie să zic altfel, și a zis dulcă, și atunci mi-a pa, ba, mă, dulcă, câte șmecher sună, pa. Și a rămas dulcă, sună mai șmecher de scenă, între timp am revenit în continuare, mă, prezent cu, mă prezentam în timpul liceului, mă dulcă, dulcă, și da. după aia a fost un șoc cum ar veni când am început să devin, nu neapărat mai serios, dar să mă maturizez, să vină cineva să salut, Daniel băi, ești prost, zic bă, eu sunt dulcă, frate. Și a, acolo a rămas, pe scenă dulcă, în afara programului Dulceață. Cum ai ajuns pe scenă? Prima dată am ajuns pe scenă undeva până în clasa 6 la actorie. <laughs> deci de acolo ai început, da, cu am, actoria. am avut o dragoste deosebită pe partea asta de a apărea pe scenă. Mă încarc foarte mult fel. de la public și uh -huh. pot să spun că fac parte, nu știu, 2-3% din populație care s-a născut fără anxietate socială. Uh, am anxietate socială bun. doar în momentul în care sunt anumiți factori pe care tot eu mi-i da, când eram by default, când eram mic, mi-mi uh -huh, uh -huh. uh, povestea mai, mea că eram foarte multe momente în care mă uh, pierdea de la masă în restaurant și mă găseam bucătărie cu bucătarul. Eu vorbeam cu el, luam mâncare de la el și vorbeam mulțumesc, să rămână pentru masă. Foarte tare. Adică am avut o fire. Uh, Extrovertită, da, da, da. De mic. Da. Și da. am, uh, am descoperit-o mi-am însușit-o și am fortificat-o cât s-a putut de mult până A, în momentul de față. Asta e important, că ai făcut ceva bun din toată, din toată treaba asta. După ce ai făcut actorie, care au fost pașii care au urmat? Către ce domeniu te-ai îndreptat? Păi, să spun partea serioasă, actoria am sfârșit-o undeva până clasa 8 -a, începând în clasa 4 -a ceva de genul. Am făcut alternativă actorie și karate, ca orice copil care voia să trebuia da, să da, facă da. un sport și încă ceva pentru, pentru el nu împins de părinți, doar îmi plăcea mie. Și când am intrat la liceu nu mai găseam aceeași bucurie în partea asta cu actorie. Era un cerc de actorie foarte slab la noi la liceu. Nici nu mai plăcea de mult, am preferat nagileaua da. și gagicile Din clasa a 5 -a, când am zis așa m-am lăsat de calculator și de de actorie. Am descoperit în Arghilaua berea și gagicile și am zis, gata. Bravo! Și ești după centru vechi. <laughs> Asta în ce clasă? Na, noua. Când, Na, noua. Când ha, ești hai în A9. în vechi. Hai că e bine, da, 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 da. În A8, A9 începe Pii, da, faza de la, cu centru vechi. De la 15 la 16, păi, ești în centru, după aia cluburi și gata. nu? Corect. Acum ți se pare centru vechi când vin străinii. Oh, old town, old town, toată, că e vechi, <laughs> nu e... <laughs> Pentru noi chiar e old town, da, da, da. Toată lumea trece prin centru vechi. E... e... Era frumos. Era da, frumos. era mișto. Nalghileaua de la 4 la 6 din ramana aia gratis. Deci aveam repetiții la Mister numai la 4 la 6 în fiecare miercuri și joi. Ah, fain, fain. Amintiri, am amintiri. Uh, Spune-mi despre toată treaba cu uh, latura asta de DJ. Cum de te-ai apucat de muzică? Cum ți-a venit gândul ăsta? Eu știu că tu ai făcut uh, psihologie, corect? Da, da, Încă sunt student la psihologie. Încă ești student la psihologie? Da, da, da. Ce an? Anul 3, dar ai înghețat. A, am înțeles. Și cum de ai trecut de la psihologie la muzică? Păi au venit în ordine cumva. Eu merg la petrecere din 2016. De deci, 2016, da. pentru că am fost la prima mea petrecere de muzică electronică, mai mm -hmm. exact la DNB, atunci la DNB. Da, 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 Și plăcea, plăcea mult vibe-ul de acolo, muzica. Era mult mai fascinat de partea asta de muzică fără versuri, deși înainte de asta ascultam numai muzică cu versuri. Da. și orice din afară și mm -hmm. mor, mor, mainly din țară, că și acum sunt confortabil dacă ascult o melodie în engleză, nu înțeleg după 6-7 ascultări mea. Da? Nu. <laughs> nu, după, ascult multă muzică. Și pentru că să revin la partea asta cu pasiunea pentru muzica electronică, după aia m-am dus la petrecere, evoluam din ce în ce mai mult, treceam prin foarte multe stiluri și îmi plăcea mult cum mă simțeam eu acolo și ușor după ce treceam de starea din public, mă gândeam, bă, dar cum le pune asta? Mă? Cum se gândește? De unde le pune? Care-i treaba? Că... După aia am, am realizat că asta e pe un timp. Zic, bă, asta e diferită, asta e mai dark, asta e mai de veselie, mm -hmm. asta e mai de after. Și ușor-ușor învățându-le cumva din mers, da. am zis, bă, și eu pot să fac asta. Și uh, m-am dus la tovarăși care și-au cumpărat console, pentru că eu nu-mi da. permiteam să cumpăr o consolă. Nici acum nu am consola mea. <laughs> Lasă că să la vină și momentul ăla. E, nici nu mai e nevoie să mai cumpăr Nu consoli. e gata. Da. Uh, și mă duceam la ei și zic, bă, hai să mă pun și... Da. Pe lângă, pe lângă tot. Zic, nu, no, hai, mai încercăm o dată. M-am uitat pe net, din nu înțelegeam nimic. E și greu. Deci nu înțelegeam nimic din tutoriale da, pentru da. că eu voiam să sun ca ăla la care mă uitam eu. Stai Și la care îmi punea muzică pe net, îmi punea șampol. Păi eu nu ascult șampol cocoș. și <laughs> mă pun frumos, tac La un moment dat am început să le lipesc, să sune bine. Și mm -hmm. ușor, ușor, așa, începând să sune bine, am zis, băi, eu am încredere în mine și vreau să fac chestia asta. Până în momentul în care am început să trimit demo-uri de seturi, înregistrate, bineînțeles, la alții, la cluburi, label-uri și tot așa. Mm -hmm. Niciun răspuns. Deci da. ce efectiv niciun răspuns? Pentru că ei caută un portofoliu ceva mai gros, mm -hmm. pentru că muzică poate să pună oricine. Da. Și mai nou, în momentul de față, sincer, nu se mai vinde muzica la DJ. Se vinde carisma. Da? Carisma se vinde. Adică, de exemplu. Jeff ca... Keller are o carte, Atitudinea este totul. Da. Să știi că da. Da, este într-adevăr totul. Eu criticam foarte mult când eram foarte mare consumator de underground în partea asta de muzică, îi criticam foarte mult. Păi Da, frate, dai de mâini și dai de în cap, dar nu știi, mm -hmm. să, pui și tu, nu știi să pui un vinil, ce mm -hmm. pui numai de pe laptop, nu știu Nu, frate, ăsta e talentul lui. Tu te duci să te uiți de la, 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 omul care pune muzică. Corect, da. Bine, în continuare o să existe dar pururea și veci veciolul consumator de underground care se duc acolo să se uite la boxă și nu la DJ. Dar da. în masă, ăștia care vând carism o să câștige. Și asta încerc eu, acum să fac schimbarea, să trec spre partea asta. Uite, e <coughs> interesant, nu m-am gândit la lucruri eu, așa, dar pe dreptate. Ulterior am fost și acceptat ca rezident la un club în centru care s-a și închis între timp, voia să fie un club de techno și de minimal, uh -huh. venind cu seturi de minimal, mă adusesem acolo și mi-au zis, știi să pui pe playere? Și eu nu știam să pui pe playere. Și <coughs> da, știu. Cum adică? Bravo! Numai ca să mă duc mai devreme înainte de setul meu să zic, bă, le diclesc eu cumva, le nimeresc și mă duceam, veneam vreo două-trei ore înainte și îmi puneam setul acolo. Liniștit pe ele și învățând practic pe gear superior nu mai am nevoie să mi-l cumpăr pe la inferior. Acum vreau să investesc, să-mi iau niște decortari. Dar sunt super costisitoare. Deci, muzica e o pasiune incredibil de costisitoare. Da, este, de, de orice latură este. Îmi dau seama că și în zona ta, Foala. de DJ, este costisitoare. De atâtea un, echipamente. Ai Un Golf 4, un Golf 4 și pe -o mijloc o Corsa <laughs> Înțeleg. Cifre. Exact. Pentru, pe, pentru băieți le-a dat pe cifrele exact. astea, ca să, să știe despre ce vorbim. Uh, zim și despre psihologie, fiindcă vreau să aflu și despre asta. Cum de-ai păi. ales să dai la psihologie? Treaba mea cu psihologia e o poveste așa, mă faci un pic, că, cum să zic, așa mai poet. nu e nimic. Fii boem, fii poet, fii ce vrei. <gântări> Eram undeva până clasa a 10 -a bubui de hormoni, clasic, cam asta e traducerea da, liberă. Da, mă duceam da. la petreceri și încercam și eu să agăț. Reușeam să agăț cumva, Pica pur tot felul de piesti, bagățam o fată într-un dar nu puteam să o las efectiv cu finalizare. Ori să mă cupresc cu ea, ori să o trântesc în pat, ori să astea. Și eram foarte frustrat pe chestia asta. Pentru că eu eram, cum am zis și la început, eram foarte extrovert și aveam papagal la mine, dar nu reușeam să creez uh, legături autentice. Asta pentru că eram un pic extra mă simțeam nesuficient și eram foarte... Da, vă să compensezi, dar... De exemplu, mie, dacă îmi plăcea de tine, că faci, mai, mă, mă, Andrata, că știu că te doare ceva, hai să vorbim noi separat și așteptam momentul ăla de a da. vorbi cu tine atât de mult și investeam extraordinar de mult pentru că eu nu mă simțeam suficient. Eu nu dădeam doi bani pe mine, deci da. nu dădeam doi bani la nicio oră de zi și de noapte și voiam ca tu să dai valoarea aia pe care eu o simt pentru mine pentru că investeam în viața ta. Da, da. Evident că ajungeam cea mai bună prietenă. Asta ajungeam. Și mă legeam, du-te acasă așa. Și mă duceam acasă și plângeam. Și m a văzut mama și băi, ce cu tine? Uite, mamă, cu tare, nu știu ce. Și eu nu vedeam nimic grijit în asta, că intenția era bună. Eu voiam doar da, să da, da, da. investesc ceva în viața altora. Păi și în viața mea cine investește, frate? Și mi-a trântit o carte în brațe, care se numește Cupidon, e de făl pe Cupidon, animalul tău de companie. Și de acolo m-am îndrăgostit de partea asta de lectură, de mm -hmm. coaching, etc. Ia, auzi. Practic, eu nu sunt de pasionat de psihologie cât sunt de coaching. Ok. <coughs> interesant. Of. Interesant. Și am zis, bă, hai să vedem încotro ce duce chestia asta. Și la un moment dat ajusese să am o disciplină, totul plecând de la femeie, adică eu, eu voiam să agăț. Eu nu voiam să mă de simt... De ce ai de... dat la psihologie? Vreau să agăț, Exact. Eu voiam să agăț. Și nu voiam, adică eu cumva, ușor, ușor, cu țelul ăla, cu targetul ăla, am descoperit, bă, de, dezvoltarea mea contează. Și am zis, la un moment dat asta, în clasa a 11 -a la început, aveam o disciplină incredibilă, deci n-aș mai putea să o fac nici măcar în ziua de azi. Citeam 50 de pagini, făceam 50 de flătări, mai citeam 50 de pagini. Zic, băi, ești nebun la cap. Motor, Bravo. Andrew Tate mă vedeam. <laughs> adică. Și uh, ușor, ușor descoperind astea, dezvoltam și un alt fel stil de a vorbi. Și eu realizam că pe baza ceea ce zicea cartea prin relațiile astea, eu simțeam ceva, nu gândeam. Mm -hmm. că aveam cumva un suflet ceva mai dăruit de la Dumnezeu și simțeam anumite chestii înainte să le mai gândesc și mi s-a părut în minte basta, asta e un, un dar ceva adică noi... și m-am dus la primul meu curs de coaching la, la 17 ani pentru că mama a fost acolo cu mentorul cu care lucrez și în momentul de față Grațian Sonu am fost acolo și mă simțeam așa băi, ești nebun, adică faci niște exerciții normale și ar trebui să mă schimb de la asta sau să mă simt mai bine și m-am dus acolo ca să lucrez partea cu tata. Pentru că eu credeam și știam, mamă, ce o problemă. Mare rău de tot acolo. Acolo e problema, acolo e problema, acolo e problema. Și făcând practic focus de acolo, augmentam cumva problema. Da. Am fost acolo, m-am deblocat de chestia asta, ulterior urmând să-l cunosc, după 13 ani de zile. După 13 ani? Da. L-am revăzut pe tata meu după 13 ani de zile. Chiar după ziua mea de 17 ani. Cum a fost revederea? mă, deci m-am dus pe el foc. Deci m-am dus, pe el foc. Da, 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 da. Okay. m-am dus pe el foc pentru că uh, eu nu știam cine e el, știam doar din poze și el era practic un personaj din poveștile pe care era le auzeam un în casă. Era străin, dar de care mai auzi să tu prin casă. Iar în viața mea tot ce am auzit legat de relația mea cu tata era doar, uh, ieșea la iveala doar în momentul în care vorbeam cu cineva și mă întreba și ai tăi ce fac? Păi mama. Da, păi și tata? Păi mm. da, știți că s-au despărțit în 2005. A, la mine acolo se termina aici. Da. Of, măi, că cu tare, că nu știi ce zic. Bă, tu ești nebună, păi eu, este. eu mă uitam în loc da. Și zic, bă, ăsta e handicap. Mă, dă vorbești cu măi, măi, eu își cer milă și tocmai de acolo a plecat motorul ăsta mă, Bă, vă arăt că se poate. Da. Și n-am nevoie de Și nu e așa asta. că te, simt, te, simți ok, adică nu e un handicap. Da, am, nu, ești, n -am, n -am, n -am, nu te deranjează să discuți despre asta, nu? Nu, nu am, da. tata, for adică e tata și e acolo și îl iubesc în continuare ca părinte, dar atât. Uhum, uhum. și l-am revăzut și cumva eu uh, plecasem înverșunat pe treaba cu pensia alimentară că și-a schimbat numele, că cutarea, adică eram, de eram foc, deci eu voiam să-l bat știu, pe știu. bune, mi-asum, voiam să-l bat în momentul în care l-am văzut, am dat la credină că a fost prima dată în viața mea când am simțit mila de sânge că era sânge uhum. din sângele meu, am uitat în lui și l-am văzut mai pitic decât mine se uita așa la mine și nu știa ce să zică Mama mea. Mă la milă, ziceam. Deci wow, cum wow, am putut să gândesc chestia asta. Și am zis mereu, 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 deci am repetat de la 12 ani până când l-am văzut, am zis: Băi, la 18 ani îl bat, îl bat, îl bat iau casă, iau mașina, iau tot, tot, tot. Și atât de tare a fost programarea asta în capul meu și spre Univers noi ne-am un prietenit de la 17 ani încolo, ne-am un prieten. Acum, acum aveți un, o acum relație vine, bună. Ținem legătura, nu ah, pot că e o relație bună, dar ține ține -ți legătura. Legătură. E, e okay. important că există asta, măcar. E ok. S-au mai întâmplat și alte chestii, le rezolvăm ca niște oameni maturi, n-am cum să educ un bărbat de 40 de ani. Nu Am mai cum e. să mă educ pe mine nu și, mai cum, e. exact. și să iau ca atare tot ceea ce se întâmplă și să fiu recunoscător că e în viață și că totuși a încercat da. măcar să schimbe ceva în legătură cu asta. Nu e neapărat cel mai bun de mers, dar ta știa ta poate. Răspuns la ce ți se oferă. Exact. Și repetând de la 12 până la 17 ani, asta că îl bat la 18 ani, îl distrug îl cu tare. Eu la 18 ani, când trebuia să mă văd cu el, să-mi dea niște bani și să-i dau, să bem o bere sau așa, mm -hmm. El a făcut cumva și n-a fost acolo. El a făcut, adică s-a întâmplat cumva programului deci, programul lui de la muncă, nu știu, whatever, ce s o fi întâmplat, da. dar nu a putut să fie acolo. Pentru că, a, stai să șase ani de zile să zică la 18 ani îl bat, și universul i zis, bă, cocoș, nu trebuie să fie acolo. Da. Și îți dai seama a... câtă, câtă supărare se strânse în sufletul tău? Da, da, s-a strâns. De am putut să o dau afară pentru că a avut cine să mă ajute să fac chestia asta. E important. Și fan istoric ce s-a întâmplat uh, ulterior cu relația mea cu tatăl meu, acum um, recent uh, i-am trimis o poză de pe scenă și acolo s-a oprit. Gata? Nu mi-a mai zis nimic. Nimic? De atunci până acum, din aprilie. Wow, dar sunt câteva luni din aprilie. Da. Nu știu am. de ce, dar bine, eu bănuiesc cumva. Cred că e un pic de rușine. Pentru că eu ca bărbat, dacă fiul meu, în viața căruia nu m-am da. implicat deloc, să reușească să-și trăiască visul, da. mă aș simți ultimul Hai ce ceva, frate, chiar am greșit. Și da. pentru că nu am curajul să trec peste ego, să zic, băi, iartă-mă, știi, hai că hai, te susțin în continuare. Cumva conclude și cu visul din câte mi-am povestit mama, că și el voia tot da. ceva cu dj era amator de prodigii, de asta. Mm -hmm, mm -hmm. Dar în continuare, eu mi-e mare drag că mă sună și vorbesc, adică n-am nicio problemă. E, cum am zis, e tata. n ce să-i fac. Corect. Vreau în continuare să mă văd cu el la o bere, la un șprit, să stăm de vorbă de astea de ale părinților, tu... Băieților. De -ale băieților, da. <laughs> de -ale băieților. Dar când va fi, va fi. O niciodată. să vină. O să vină și momentul ăsta. Dau 100%. Seama. Dacă ai reușit tu să reiei și să recreezi, mă rog, să recreezi, Crezi o oarecare legătură între voi, totuși ați, ați plecat de undeva. Da, da, da. Fiindcă sunt persoane care nu reușesc să creeze legătura și se trage dintr-o parte și din cealaltă parte nu vine nimic. Și la un moment dat zici, da, cât, e ziua, cât dar să trag prate. eu? Adică eu am încercat, am venit către tine, dacă nu vine înapoi nimic către mine, nu mai încerc. Evident. Că nu mai, nu, nici nu mai e putere, știi? Adică de ce să mai tragi așa la nesfârșit? La tine e, e o situație fericită, aș spune. Că e o situație fericită. Eu sunt, și se poate și mai bine de atât. Sunt iubit de Dumnezeu, deci sunt atât de iubit de Dumnezeu și atât de norocos. Dacă stau să despic firul în 14 Chiar vreau când să te întreb, dacă te sunt... consider norocos. Foai de capul meu. Foarte? Foarte norocos. Dar nu fără efort. Adică trebuie să am minimul ăla de efort, să fac exact ce îmi zice Sufletul, uh -huh. Instinctul sau whatever, intuiția, cum vrei, da? intuiția, cum vrei tu să numești. Dacă fac așa, credem că am rezultat cu 11.000 de puncte în plus de la Dumnezeu. Că mă împinge Bravo. de la spate, efectiv. De fiecare Bravo. dată, când mi-am urmat intuiția și am făcut ce am simțit, de fiecare dată am reușit. Păi, aia e treaba, și știi ce se mai întâmplă? Vin niște niște trenuri, niște oportunități. Dacă tu nu ești pregătit și nu ai curaj să le iei, ele se duc. Și eu sunt convinsă că lucrurile astea se întâmplă și la oamenii uh, care se numesc pe ei uh, uh, înșiși, se numesc ghinioniști. Dar eu cred că există niște trenuri și niște oportunități pentru toată lumea. Dacă tu nu reușești, să te urci în trenul ăla și să iei oportunitatea respectivă și dacă nu ești pregătit pentru ea, da, o să spui, ia uite, n-am -am avut noroc. Dar nu e chiar așa, fiindcă oamenii ăia care au noroc, ce fac? Ei muncesc pentru lucrurile alea și au curaj să se arunce în trenul respectiv. Mă, unde mă duce? Cum ai făcut tu când ai fost DJ în, în club? știi să cânti, știi să pui la pleere sau care da. este, să <gântu> pui la playere am zis bine. Da, da, da. Știu, nu știu, învăț, nu e nimic. Da, evident, da, trebuie să te asum că nu știi. Ne e foarte greu, nu ca nație în momentul de ca ca popor, ca lume în sine, ne e foarte greu să zicem că nu știm. Păi dar noi le știm pe toate păi, da, și ne dăm cu părerea, suntem păi, niște da, părerologi. Fi... Da, Înăscuți. opiniștii sunt cei mai buni Băi, mi se pare incredibil deci, Asumă-ți frate că nu știi Și te iau în da. echipa mea și te învăț cu cel mai mare drag Dacă vrei să faci chestia asta Mi se pare net mult mai important decât să zici da. că știi da. Și după da. aia să mi-arăți pe viu Să-ți dau o treabă tu să da. fii, mamă, deci te, și, real vorbind, statistic și sufletește, dacă zici că nu știi, scap de rușine. Dacă zici că știi și ești pus în fața faptului împlinit, mamă, nu știu Unde să mă intri rușinea în crește unt. incredibil de mult și rușinea e cea mai joasă emoție pe cea mai joasă frecvență, da. Da, da. da. Așa e, e groaznică. E groaznică. Spunem din spatele scenei lucruri. Stai, Până că le luăm pe perru în fine, pe rând. stai că uitasem să să zic uh, finalul asta cu psihologia cum uh, și am zis să dau la facultate la psihologie pentru că ușor din cursurile de coaching am descoperit că pot să vorbesc cu oamenii. Și credem că după primele cursuri când aveam 17 ani încă, eram crudicel cumva, știi? Da. Foarte curat din punct de vedere energetic, da, da, da. cum s-ar zice. Uh -huh. Și vedeam aure. Vedeam o efectiv, și vedeam, nu erau codate exact cum sunt ceacrele cu mov albastru, galbin, da, uși, da. dar aveam harta mea emoțională, cumva, știi? Și vedeam Ce energia omului, dar pentru că eram legat încă de maica mea. Maica mea care la rândul ei lucrase, era curată energetic și eu la fel, și aveam putere dublă. E ușor după 18 ani încolo când am început să mi le fac pe ale mele, s-a mai dus din capacitatea asta incredibilă, dar la social skills și așa și stilul meu de a vorbi cu un om, e ceva mai diferit. Cred mai mult în terapia de scurtă durată decât în cea de lungă durată și mm. sunt capabil să trăiesc prin omul de lângă mine și să-i pun exact la fileu ceea ce trebuie să facă ca să rezolve. Dar nu nice. prin sfaturi, să le descopere singur. Îmi place Așa să... E ce mai bine. Am o atenție la detalii foarte mare și dacă vreau să mă investesc emoțional, îmi trebuie doar să mi se ceară, pentru că înainte mă dădeam pe gratis. Și acum dacă zici, băi, am nevoie de ajutorul tău, spune în mm -hmm, mm -hmm. momentul ăla are cea mai tare sesiune de terapie posibilă și mi-asum de, la început până la sfârșit că se schimbă ceva. Minim, minimum. dacă văd minima schimbare, atunci eu sunt recunosc eu zic bravo. Ăla e prețul pe seama, care să-mi plătească. Dacă da. a întrebat, dacă n-a întrebat, mă la bas. Du. așa e, da, da, așa este. Și după ce ai terminat cu psihologia, hai că am, intrat într-o grămadă de subiecte, nici nu știu ce este mai între oară, dar te-am văzut pe scena de la nebărții. Cu frișcă pe față. Tot așa <laughs> Cum ai ajuns pe scenă lângă aceste nume mari? Păi, totul a plecat din vara lui 2022. În vara lui 2022, eu veneam cumva super supărat după încercarea de a face evenimentele mele. M-au împrumutat de bani. Cel mai rău este împrumutat de bani de la rude. Să se țină minte treaba asta v am împrumutat de bani și uh, ulterior uh, vara aia eu trebuia să muncesc cumva, să achid datoriile, să am și o vară de om normal dar 21 de ani că urma să îi împlinesc și tot așa. e Și mă sună la un moment dat un tovarăș de-al meu, Emi, Emi în persoană, mm -hmm. mă sună și face băi, dulceață, da, vii la muncă, zic, muncă? Pf, clar, eu știu sunt și știu din anturajele astea, muncii de la 16 ani, îți dai seama că toți din anturajele prin care am trecut, da, ești muncitor. mă știu de băia muncitor și, și tu mă știi la fel. Și eu am lucrat cu el. Și mă sună, bă frate, bă, vrei să vii un proiect de social media marketing la Costinești, cu tare, Costinești live, zic, da, ce să faci acolo? Păi, poze, video, TikTok-uri, știi să faci ceva de astea? Nu, dar vin. A, da? Bine, hai Vezi? Facem. Oportunitatea. Da. Nu i-ai spus, nu, hai că, că nu vin, nu hai că stau acasă, că, casă, că nici și nu am știu, întrebat, nici bă dar filmez cu camera sau cu telefon. <laughs> Face și și, hai că cu camera nu știu deloc, cu telefonul poate mai știu. Ne descurcăm, dar, dar vin Oricum, oricum s-a dovedit a fi, oricum, short content, care e foarte ușor de făcut, da. story-uri și bate E, Și proiectul ăsta de social media marketing de la Costinești cuprindea toate business din Costinești. Și când zic toate, erau toate. Adică mergeam da. să fac videoclipuri de la cârciumă, cazare de două stele, hotel de lux cu tare până la... Chiar ai prins un, un proiect fain. Proiectul a fost tare, da, dar foarte foarte draining. Adică Fair. la un moment dat rămâneai fără energie socială. Sunt și să convinsă. te și în cameră, ce mai fac? Acum trebuie să fără să iau interviu. Păi nu mai poți, ești terminat după atâtea ore de content, e foarte greu să creezi content. Te zăpăceau, erau vreo 11 ore pe zi în care ieșeam și mă plimbam da, pe plajă da. și în caniculă. Și, eu eram și carne... vorbeai cu oamenii, era, nu? Da, eram carnea de tun în situația asta, pentru că eram și ce, omul cu cele mai puține numere din proiect. Eu eram da. practic fix omul din spate. Care da. se ducea și... Bă, apăream și pe videoclipuri, dar tot eu le trăgeam, tot eu le editam, tot adică era... Eu ce zi, eu dau cu capul pe da. partea asta de carne de, carne de tun, cum ziceam. E și la un moment dat, după trei săptămâni, a, ca să zic, printre businessurile de acolo, era și Vlad Arena. Vlad mm -hmm, Arena care mm -hmm. se ține la Teatru de Vară Costinești, unde cântă da. toți trepării bubuiți la ora actuală. Ca să promoveze în continuare și de a să se ține în Costinești, Vlad Arena tot în Costinești. Da. Și mergeam acolo, îți mă încărcam cu energie că mai vorbeam cu artiști. Și eu eram oricum, înainte, din 2022, am fost, a fost prima ediție de Bișpliză. Eu când am văzut Please-ul și ce conține, mă uitam și zic, du-te, văd aici. Pleacă, bă, cu cârnații ăștia ai cântă în sufragerii și se flexează și cu tare și nu știu ce, că nu-mi place festivalul ăsta, că nu-l suport. Că... erau gândurile tale. Da, deci nu-l suportam de, -n, de -n măduvă până la capăt, nu suportam nimic despre el, în afară ziceam, stai puțin, cântă Gheboasa acolo și cu Ian, mie îmi place de ăștia doi. Nu mă interesează, la restul să se aragă praful. Adică nu eram atât de hater pe situație, dar nu-mi plăceau anumiți oameni care reușeau să ajungă da. pe scenă din din proiectul ăsta. Zic, bă, hai, nu. Am repetat doar partea pozitivă din asta. Că eu, eu o să-l cunosc pe gheboasă și să-i dau 50 de euro și o să stau în primul rând la el și după aia plec la Sanus. Și am zis asta la șprițuri, cred că vreo 4 luni de zile poate să confine toți tovară. Și mie că asta ziceam. baiul. eu, atracție. Eu îl cunosc pe gheboasă, frate. Eu o să-l cunosc, o să-l cunosc, o să-l cunosc. Că e și l-am cunoscut la proiectul ăsta la Vlad Arena. Foarte tare. Și după aia, eu rămân practic fără energie din chestia asta. Nu mă mai bucura faptul că luam interviuri pe plajă, nu mă mai bucura faptul că făceam poze. Da. Nu mai aveam putere să rămân acolo, dar voiam să rămân ca să-mi iau bani. Și am văzut că pe scenă sunt plebere, hopa și că nu le folosești nimeni. <coughs> și am zis, păi cum să nu mă bag eu peste ele? <coughs> și m-am dus acolo și m-am băgat în seamă păi cu... să stea goale singurele. M-am băgat în seamă cu artiștii și am zis, bă frate, ăștia care n-au DJ, bineînțeles. Da, m-am zis, da. bă frate, uite, cum, văd că nu-ți place cum îți spune ăla, hai că pot să spun eu, pe gratis, uite, pun muzică de 2 ani, acum cu tare, eu știu, hai să vedem cum e un show, nu-ți cer bani, hai să vedem cum iese. Și am colaborat așa cu Id Kappa, cu Ilka Gulă, cu Gheboasă și cu gizbul. în vara Foarte și ca să pot să fac asta, eu am renunțat la singurele mele zile libere pe care puteam să mi le iau. Adică eu rămâneam la mare, consumam bani, dar nu am niciun bani pe ele și uh, totuși trebuia să rămân acolo, dar mai și munceam. Adică da, da, da. Am pus, uh, după prima, primul weekend în care am pus muzică, am fost tratat destul de bine pentru că, oh, mamă, legături mai aproape de artiști, gata, forță. Da. E bine, da, hai, da, să mă simt da. eu bine cum ar veni. Următoarea săptămână se întâmplă același lucru, pun muzică, pun la, am stat și cei drept și la petreceri, până la 4 dimineața, după aia eu la 9, în mod normal, 9, 10, trebuia să mă trezesc să plec la content. Eu știam că e ziua mea liberă și îmi sună telefon. Hei, Daniel, uh, vezi că trebuie să te duci pe plajă. Zic, păi, uh, iartă-mă, că Dormi. eu am băut azi dar m-am crăgit, nu mai pot, mi rău. Păi, da, <laughs> Da, știi, dar cazarea căzărică, mâncarea mâncărică e. Munca! Fă. Cu munca cum rămâne. Mamă, și plecam cu telefonul, trebuia la telefonul pe plajă. Mamă, că le terminat. Mamă, zi. era terminat, nu? Da, era terminat, dar îmi plăcea, știi, la finalul zilei mă bucuram, știi, mă uitam ca să plec din cameră, îți jur, ca să plec din cameră, mă uitam la story. Ah, pus story, tac, ripost gheboasă, hai, ieși mă afară. Foarte tare. Și așa am păstrat legătura cu el. Am păstrat legătura frumos, prietenește, am mai fost la câteva evenimente răsleți așa, unul în București, unul țin minte undeva până în Dâmbovița, dar nu mai știu exact uh, județul, asta Orașul, orașul sau, da. Mă rog, dacă e oraș sau e sat, nu mai țin minte. <răză> și, nu contează. Și după aia a venit examenul final. Acum la biciplis, la domn... Uh, tocmai despre mm -hmm. ce vorbeam eu, în juram Bișplizul, da, da. la da. am avut examenul deci, final. ai fost la Bișpliz? Nu la ediția aia, la a doua ediție. La a doua ediție. Ai fost? Am fost acolo, a fost examenul meu de DJ cu Gheboase. Și de atunci s-au legat atunci, lucrurile. Și de atunci am rămas colaboratori la fiecare eveniment. Foarte tare. Atunci am avut show uh, prima zi pe Sunrise, ăla care îl consider eu adevăratul show, pentru că al doilea a fost pe main și a fost ceva mai nasol. A fost după trei cântări legate. Deci uh, ar fi fost a patra, știi? Da. Nu mai avea voce, eram toți obosiți, Cred. cumva supărați, îți dai seama, și ora la care am cântat a fost cam devreme, și da, nu s-a lipit așa de bine. Sunt convinsă. Dar cât de obositor este să fii DJ la... pentru artiști și la petreceri, la evenimente? Uh, astea sunt două chestii un pic mai diferite. Nu pot să spun cum e să fii DJ la artiști pentru că nu sunt doar DJ cu ei. Eu sunt un manager. Frumos! <laughs> Dacă eram și eu artist la rândul meu, cum ar veni doar dj vii la eveniment, ai băgat cu ul 4-5 de minute pe Deci nu faci doar asta. Și ai plecat, nu. Okay, mm, ok. Nici pe departe. Okay. Eu, în primul rând, sunt două relații pe care le întrețin, din punctul meu de vedere, cu oamenii cu care lucrez. Suntem pe dreapta, suntem prieteni și pe stânga, suntem parteneri de afacere. Și asta ca să poți să le ții separat, să nu se concludă, să te cerzi din cauza business-ului. Păi, nu nu e problema, nu-ți greu? Se întâmplă, se întâmplă, bineînțeles, dar numai că pentru că am avut norocul de a le învăța înainte să știu ce înseamnă se, relația asta împărțită în două, cumva da. mă calibrez pe mine, mă calmez din zic, mă stai liniștit. Vorbim mâine, nu e problemă. Pentru că sunt puseuri de nervi. Care da, se sunt convinsă că și e presiune. Mai ales când e atâta alergare și se da. Agitație, presiune. Și ca să-ți răspund tot la asta, ca DJ în club, este obositor pentru că renunța nopții. Da. Renunța nopții. Viața de noapte este cea mai obositoare posibilă pentru că după aia te trezești, ai un set bun, ți-ai luat banii duminică, sâmbătă, poate când ai terminat tu setul, pe păi -ți ți-asigur că luni marți dormi. Ai nevoie de două zile să te recuperezi, nu? Dacă și bei. <laughs> Eu și beau. Na. Paranteză. Da, da. Uh, ai nevoie pentru că nu e, nu e neapărat obositor pentru mine să pun ce îmi place. Da. Dar de obicei când sunt chemat la evenimente să pun, pun open format, cam ce Sunt un fel de lăutar, sunt, sunt, un fel de ah. digital, știi? Ah. Și când ești lăutar digital, ți se ia scârba, zici, mamă, iar pun Tana ta, um, e, pe aia de piesă, că nu mai suport. Știi? Și A, atunci bai. chiar obosești. Și de asta am renunțat da. la evenimentele da, de genul. Da, da. Deși Înțeleg. sunt cele mai bănoase, eu nu pot să mă duc. Am nu avut, să le duc. -am avut o nuntă și un botez. Nu am mai vrut să mă duc niciodată la asta. Deși îți garantează mulți bani. Da, banii sunt pe bune. Adică la un moment dat, pe bune, ești lăutar digital. Vin la dedicații și îți dau bani. Îți dau bani, pune și mie pe să nu știu care. Da, 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 exact. Maluma, tete ma. <laughs> exact. Dar nu pot, pentru că la finalul zilei, da, mă alegeam cu niște bani, dar ziceam trei zile în pat. Da. iar drive-ul meu nu te de -a replay nici deloc Eram, iarăși, nu vreau să mă duc la muncă să pun muzică uh -huh. vreau să fac asta că îmi place să pun muzică dar crezi că nu ajunge la un moment dacă această pasiune să devenind muncă să o privești ca pe muncă efectiv Uh, iarăși depinde. Pentru că, de exemplu, sunt anumite evenimente la care tu te duci cu portofoliul tău de DJ și ești chemat să spui muzica ta mm -hmm. și atunci nu o simți ca muncă. Pentru că am avut deloc? evenimente de. Nu o simți deloc. Vă. Adică pot să spun. Adică e o diferență. Acolo sunt chemat să pun 10 ore și nu mai pot. Aici sunt chemat să pun 2 și pot să pun chiar 10. Am înțeles. Pentru că pui da. muzica pe care tu o asculți Daily Basis. Da, Research-ul da, da. tău e practic e munca ta, personalitatea ta, tu reflecție mm -hmm. acolo ce se simte în sufletul tău. Ce te, ești tu? Te mm -hmm. pui, frate, cauzi pe YouTube, cauzi pe forumuri, pe tare piese ariliste, nu știu, din de, de, 1972, o piesă tare care ți-a plăcut ție, te duci, cauzi la unul care are repul pe vinil, că okay, e o muncă, pe care da. tu când o vezi și vezi feedback-ul natural de la oameni când o pui, băi frate, chiar a meritat. Da. Și de-aia poți și îți dă drive mai mult. Pentru că aia ești tu ca artist. Eu ca artist, dacă mă întreb dul artist, DJ, pun frate techno și minimal. Dacă mă pui să pun astea, spun 10, 15 ore, 20 de ore. Nu mă interesează. Ia Dacă mă pui să pun o în format, Sh. mai terminat. Dar pot să fac și asta. <gântu -i> pot să fac și asta, dar nu-i printre preferatele tale. Înțeleg. Te văd foarte activ pe TikTok. De când ai început să folosești platforma și când ai bubuit, ca să vorbim în termeni? Uh, deci am început să folosesc TikTok-ul într-un mod mai serios după ce am terminat proiectul ăsta de social media marketing, pentru că eu înainte am văzut, adică eu -am, am văzut acolo groază de influencer de ăștia. Uh -huh. Băi și am văzut că oamenii off-camera sunt white-acabul lor. Mm -hmm. În exclusivitate. Bă, nu, uita, că nu am nimic cu ei, mă refer gen. Da. diferența. Îmi dau între seama că carismă, nu toți sunt așa, da, nu da, sunt da, toți. da. diferența între cum dai tu pe, pe, pe pe, pe un scenariu pe cameră și cum, cum dai ești Cum în real ești în life. Ești in, in, in real life Și am văzut influencer plătiți să bea la club, ca să wow. fie gen la club, să facă niște story și zic, pe păi, ai plătit să bea. Păi și eu vreau să beau plătit. Cum nu adică? Păi nu mă păi, numai și eu. <laughs> Și da, nu vreau să fiu. Da. Deci, visul meu e să fiu al doilea Serghei Mizil. După el. al doilea român care e plătit ca să moroc Mă rog, glumesc. Văzând chestia asta, am zis, bă, mă apuc și, și nu am găsit motivul la mamă, și motivația, mamă, mă apuc să fac videoclipuri în fiecare zi, până nu mi, -mi la telefon. Când mi-am luat telefon, nu, pe cameră, stăteam pe el, stăteam pe el foarte mult timp și dacă stăteam foarte mult timp, venea să mă filmez. Și mă filmam și mă filmam și tot spuneam că mi s-a întâmplat aia, că nu știu ce, că eram în al doilea an de facultate și cumva făcând chestii normale, le-am pus reflectând practic personajul care sunt eu mm -hmm. nu jucam nimic au bubuit, adică pot să spun că am bubuit la o lună de zile după ce am început să postez zilnic, eu am făcut 30.000 de follow și acolo m-am oprit. Deci stai așa ai filmat o lună de zile în continuu și da. după o lună a bubuit canalul. O lună deci în decembrie mi-am luat telefonul, în februarie la început aveam 30.000 Nice, bravo, dar poți stai zilnic da, postam destul de des, da, postam destul de des și mainly numai comentarii, adică nu făceam reacții, nu foloseam sunete, nu nimic, vorbeam eu pur și simplu, sketch care îmi veneau în cap. Și povești, ce am visat, ce cu tare, reflectând practic emoțiile actuale pe care le aveam. Și ce am dacă fi ce-am făcut, Și așa am urcat, după aia am lăsat-o din ce în ce mai moale pentru că... Am văzut că ai avut o perioadă când nu prea ai postat pe TikTok. Da, n-am mai postat aproape deloc pentru că... în, Nu fix în martie începusem să fiu așa un pic mai supărat, mai, nu mai aveam chef de nimic și a venit vestea asta că o mă sună gheb. Băi, băi bulcă. Vimă cu mine la bișpliz. Cum să nu? Ieri. Vin, vin frate, cum să nu? Și după Foarte aia sare. ancoram cumva, zic, nu mai apuc să mă filmez, că n-are sensul să filmez cu el Cele mai tari clipuri, să bubuie și nu știu ce Și cumva pe ale mele le lăsam Am mai postat După aia, undeva până iunie Am făcut 40.000 Și după aia m-am oprit, adică n-am mai postat mai deloc Cum postam înainte Pentru că perseverența asta contează Trebuie să în fiecare zi ca să poți să-ți crească conturi Mai ales că apar creatori de conținut de pozi pe altă deci nu poți să ții Da, Ai văzut cum da. apar creatori de conținut? Efectiv, peste noapte, nici nu știi și deodată a mai apărut cineva. Și cumva văzând partea asta mai serioasă, văzând, am fost pe set la Shelly de câteva ori, văzând partea asta mai nice. mișto a YouTube-ului, zic, mm -hmm. foarte mi-e place să fac YouTube, măi, ești nebun, mă vreau să fac eu TikTok. <laughs> păi ce fac TikTok? E, și după aia, chiar, iar am văzut creator de conținut, iar am văzut energia da. lor, zic, băi, ești nebun, sunt mai bun, pot să fac și eu același lucru dacă nu mai e bine și iar am avut de clipuri. Dar și... chiar prins foarte bine la public pe, pe TikTok. Cringiu vinde. <laughs> Te simți cringe când faci ăla? Dunat uh, do not kill the cringe, kill the part of you that cringes. Oh. <laughs> vinde, uh, așa vinde. Sincer, am multe momente care mă simt foarte cringe când apăs puțin butonul ăla și încep să zic, mă, trebuie să fac fix așa, pentru că masa de uh, oameni consumatori de TikTok sunt copii. Da? da? Și la copii nu poți să le bagi râsuri de lăutar la ce râd eu. Eu mă uit la niște uh, creatori de conținut care sunt atât de șmecheri și îmi place să mă uit la ei, dar dacă te uiți first time la uh, un videoclip de la ei, da. nu înțelegi un cuvânt. Înțelegi da. poate că zice că fac sau ceva. Dar nu, oamenii eu, vorbesc în niște jargoane și niște râsuri de astea fix de ale lor, dar nu ai cum să le înțelegi, nu ai cum să vinzi asta la oameni. Nu atrage da. produse, nu nimic. Că și eu aș vrea să fac același lucru. Da, dacă încerc să fac o glumă de genul, în primul rând se vede prost și neam al doilea rând nu vinde. Da, înțeleg. Și așa că mă adaptez cumva la ceea ce pot eu să fac cel mai bine, că l-am făcut pe Donald, că am urlat, că... Te rog eu, hai Donald. fă pe Donald. Vai, deci podcastul ăsta a fost altceva. A fost altceva vis-a-vis de deci ce am avut până acum, a fost foarte fan. Uh. Am văzut la tine pe Instagram sau pe TikTok, nu mi-amintesc pe care dintre platforme, că ai o anumită coregrafie atunci când anunți artiștii. De unde ți-a venit ideea asta? Păi, cam în orice chestie pe care o fac, îmi place să-mi las amprenta. Și pe lângă asta mă regăsesc destul de inspirat. Când, uh, voiam să-și impresionez, sincer. Voiam să-i impresionez, <laughs> pentru că vrei să mă păstă, ca Normal. să, rămân în, ca să rămân în game? Păi, trebuie să-i impresionez, să aduci ceva, un una, fine Și prima, chiar de la Bishpris, de la primul eveniment, am făcut o intrare lui Ghebe pe intro-ul lui John Sina, <laughs> să intre frumos cu rapanon și am făcut-o acolo, am scos rapanon și am zis, ia, yeah, man, și ai frumos. Chiar a fost o intrare tare și după aia am menținut cumva ideea asta de intrări și Standard. <laughs> că, pentru că e mișto să intri la show, la show care chiar merită, sunt da. festivale, cântări mai mari etc., dar nu poți să faci o intrare nouă pentru fiecare bal sau pentru fiecare Îmi club, dau seama. pentru că nici n-ai unde, n-ai o scenă da, care să da, te ajute. Da, da. Și tocmai de la intrările astea pe care le-am făcut, am văzut berechet și a zis, Bă, vreau și eu să lucrez cu tine. Serios? Și am început să lucrez și cu el și lui am făcut o intrare tare. Intrarea cea mai tare intrare cei pe care am făcut a fost la GEBE, la Saga. O să-ți dau videoclipul ca să pui. S-a uh, da, da. îmbrăcat în îmba am venit eu cu o poartă mică, uh, i-am luat o minge, fluier cu Cred tare. că mi-am amintesc. Ai pus pe TikTok, nu? Am pus și pe TikTok Înseamnă și pe Instagram. Instagram la, el, el la el pe profil este cel mai vizionat drill dintre toate am, pe care le-a pus la cu intrarea da. de la saga. Și la berechet da. am făcut o intrare cu o targă. Ne-am împăcat <laughs> în doctorii, s-a pus pe targă, l-am gelit și le-am zis, vorbeam cu ea, bă, bă, fii atent că îl după mine. Am bine, bine, hai. Ăștia care sunt paraleli, îți dai au o treabă da, cu actorie da, da. sau să, să feicuiască stare. Mamă, și cum da. am pus-o acolo <hî> iar râdeau de să pișeau păi mă, și dădeam cu pumnul în <laughs> scenă, să a supărat pe bune. Și după aia m-am teleportat cumva pe live-ul de la Antol, s-a schimbat cadru și când s-a schimbat cadru eram deja la pupitru. Dădeam spin -back, puf, a plecat prima foarte Foarte fain, foarte fain. Uitați ce înseamnă implicare. Bravo. Un pic așa. Un pic. Cam atâta. Un pic de efort, nițel de efort și iese ce trebuie. Trebuie să te menții inspirat. Dacă te menții inspirat, totul pleacă de starea pe care o ai și ți-o mai Mi-ai zis mie așa, behind the scenes, după, după cortină, mi-ai spus că urmează să pui muzică undeva faină. Păi, Unde urmează? <coughs> uh, mulțumită! În primul rând se recunoscătorul Dumnezeu de la mi se recunoscător mie, că anul ăsta, după practic un an de zile de când a început să mă mai și pe mine lumea un pic, pun mm -hmm. muzică la Neversi și la Antolt. Ia uziți. Deci, pregătiți-vă! E dulcă pe line-up și la Bisplit și la hasel. Cu numele tău. Cu numele meu, cu numele meu, pe foarte da? tare. Cum să nu? Live set durcă. Mama mia, bravo. Chiar sunt mândră de tine și mulțumesc. de unde ai ajuns și îți mulțumesc mult că ai venit și că am povestit și că ne-ai zis de toate aceste întâmplări din spatele scenei. Bănuiesc că sunt foarte multe. Sunt, sunt. Ar fi prea multe să le povestim pe toate aici, dar așa câte puțin din fiecare mai, mai ajută și poate mai inspiră, mai inspiră lumea. Chiar așa, un, un cuvânt. Nu, mai mult de un cuvânt. Zi, o propoziție, o frază pentru tinerii DJ. Pentru tinerii DJ. În da. primul rând, să o dau fix de înapoi. Fă ce-ți place, pune ce simți, pentru că la mine asta cu DJ-ul, așa cum e ultima poveste pe care o pun pe larg, <laughs> acum mi-am adus aminte. Eu am început să pun muzică intrinsec vorbind de la faptul că atunci când eram mic mă pedepsea mama și nu vorbea cu mine. Uh. Și asta a inscripționat în sufletul meu că atunci când e liniște nu e rău, dar nu mă simt iubit. Am și înțeles. asta înseamnă că eu dacă pun gălăgie pe boxe, iubesc lumea. Și de acolo a plecat totul. Așa că dacă e să pui muzică, pune ce simți. Și vin de carismă, nu mai vin de muzică. Toată lumea are platforme pe care poți să asculte muzică. Și pentru bă, unicat. Că eu vreau să ajut lumea mai mult decât am fost eu ajutat la rândul <gri> meu. v am zis că aduc oameni care să ajute lumea. Uh, pornesc un proiect pentru DJ începători. Cine vrea să pună muzică pentru prima dată, mă ocup eu de tot. Vă aduc clubul, vă aduc boxele, vă aduc playerele, vă aduc tot. Voi veniți doar cu sticul și cu oamenii care o să vă vină să vă susțină la prima voastră petrecere. Voi veniți, vă puneți muzica, v-ați chema prietenii, aveți petrecerea voastră. Ce mai vreți? singura chestie, să aduceți și voi 20-25 de oameni pe acolo. Toată lumea are prieteni, poți să aduci. Păi da, la prima petrecere. La prima petrecere. La prima petrecere vin exact, exact. toți prietenii. De la a doua încolo te descurci. Cule. Ești pe comp propriu de la a doua încolo. Mulțumesc mult că ai venit. Mulțumesc că m-ai chemat. Fost alături de mine, Dulcă. În avantpremieră vă poftim să mai luați parte la futureminds.ro podcast susținut de Andrada Vasilescu. În cele ce urmează o să aveți parte de invitați care o să vă dea ad literam pe spate. Stați geană! A fost pentru voi Daniel Dulceață! <laughs> Seară frumoasă!